Iubiți frați și surori, aș dori de toată inima să binecuvântăm pe Domnul. Binecuvântat să fie Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Amin. Amen. Vă mulțumesc pentru încrederea care mi-ați acordat-o să mă invitați la această zi de sărbătoare la dumneavoastră unde patru suflete vor încheia cu Domnul legământ prin apa botezului. Sunt bucuros să fiu și să vă văd, pentru că într-o zi vom fi împreună. Nu vom mai fi la Chicago sau la Montreal, vom fi în împărăția veșnică a lui Dumnezeu. Și nu vom mai fi cu cravată sau fără cravată, ci vom fi îmbrăcați în alb, pentru totdeauna, în prezența Dumnezeului Celui Veșnic și în jurul meu, vom fi adunați să-i privim fața ce aici nu i-am văzut. Aici am trăit prin credință și trăim prin credință că într-o zi îl vom vedea. Dar am primit cu bucurie mântuirea lui și jertfa Domnului Isus, care are putere și astăzi să ierte păcatele noastre, vinovăția noastră și să ne facă liberi, slovoz pentru totdeauna. Măriți să fie Domnul! Amen. În urmă cu 54 de ani am fost și eu ca voi. N-aveam haine de biserică. Am spus-o în mai multe locuri. Am mers într-o sâmbătă seară la pocăiți, la biserică. Aveam pantaloni, ca în vremea aia, un trapez de 42 jos, cu fermoar. Un păr mare, pe vremea aia aveam păr aveam stilul lui Beatles, făceam așa, că îmi vinea în ochi. Erau mulți, am avut loc sub scările balconului, pe Timocului numărul 2 în Timișoara. Seara aceea a fost chemarea mea. În seara aceea m-am hotărât să mă pocăiesc. Am întors acasă, unde găzduiam, mai aveam încă trei colegi și le-am spus, eu mă pocăiesc. Unul mi-a spus, cât ai băut? Am fost hotărât și duminica care a urmat am fost din nou la biserică. Pe vremea aceea nu era servici duminică seara. Dar am întrebat un prieten pocăit unde vă adunați în secret. Vreau să vin și eu. Și el s-a uitat la mine, arătam așa cum arătam și a spus te iau cu mine. Și -a mers. am mers. M-am bucurat în seara aceea la rugăciune. Când am venit spre Firobuz, în Mehala, orașul Timișoara, erau mulți pocăiți, nu-i cunoșteam. Am venit doi câte doi, câte trei și am așteptat firobuzul în stație. A venit un gang din Mehala și unul mi-a pus cuțitul la burtă și mi-a spus, de ce ai fost cu prietena mea în seara asta? Și am spus, eu n-am fost cu nimeni, am fost la pocăiți. El nu mă credea. Și am vârtit cuțitul, așa. Mă gândeam, doar o seară înainte m-am hotărât. Ce să fac acum? L-am memorat bine, nu mai am voie să bat, nu mai am voie să mă răzbun, n-am voie să lovesc. Ca seară m-am hotărât să mă pocăiesc. Nu mai pot să le spun la prieten, să-l urmăresc, să-l aștept. Ce să fac? Mă uitam la pocăiți și nimeni nu intervenea. Bă, ăștia nu mă ajută cu nimic într-o situație foarte dificilă. Se uitau la mine. Erau speriați. Pentru că unul i-a pus cuțitul la șoferul firobuzului, doi au intrat în un nu nu vă mișcați, și ăsta l afară, în fața treptelor, mi-a pus cuțitul la burtă. Și a spus, uite-te bine la mine, n-am fost eu, tu mă confunzi cu cineva. Și el a spus, tiert acum, tiert acum. După un an de zile, l-am întâlnit în curtea bisericii. Zic, mă ții minte? Deci m-am pocăit? l-am ne-am cunoscut și el mi-a zis un lucru. N-am să uiți ce în aceea. Știam că ești răzbunător, știam cu cine ești prieten. M-am hotărât și eu să mă pocăiesc. Am luat botezul și suntem frați nu mai suntem în gang. Acum suntem în armata lui Hristos. Aceasta a fost întoarcerea mea. N-am avut părinți, iar au la 800 de kilometri părinți, se rugau pentru mine. Dar Dumnezeu a dat harul întoarcerii mele ca ei să fie în viață, să mă vadă întors. M-am întors acasă pocăit. Astăzi, la Chicago, și noi avem botez în comunitatea română. Sunt 30 de suflete. În altă parte, în România, iară este botez. Sunt 41 de suflete. Tot azi, ei deja l-au făcut, că sunt cu 7-8 ore înainte. În ziua de azi, pe glob, sunt mulți care s-au hotărât să-L urmeze pe Domnul. Noi ne uităm aici doar patru tineri și o soră și tu ești tânără. Dumnezeu să te binecuvinteze. Sunt bucuros de ei. Ați făcut alegerea cea mai bună care o poate face un om în viață. Alegem să mergem la școli. Alegem soarta vieții noastre, cu cine să ne căsătorim. Alegem business, alegem multe lucruri, dar toate rămân, se duc. Dar ce ați ales voi astăzi, rămâne pentru veșnicie. Dar există veșnicie? Vreau să vă spun că există veșnicie. Există cer. Există paradis, există un Dumnezeu, ziditorul tuturor lucrurilor, a Lui să fie toată slava. Frați și surori, se investesc miliarde de dolari pentru punctul acesta care noi îl vedem aici, pentru lucrarea aceasta. Oamenii aleargă, m-am uitat pe lista dumneavoastră la cauze, la ora de rugăciune misionari în India, misionari în Africa, misionari în câteva țări. Oamenii aceștia s-au dăruit lui Dumnezeu să-și trăiască viața pentru a pescui. Vorbesc asta ca să mă puteți să înțelege, ca să poată să ducă vestea împăcării și mântuirea lui Dumnezeu oamenilor care n-au auzit niciodată. Biblia spune în textul care a fost citit, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și după aceea învățați-i. Noi acum îi învățăm, îi catecheză, îi învățăm și înainte, dar nu prea mult. Verificăm doar Încrederea lor, încredințarea lor, credința lor. Că Biblia spune: În baza mărturisirii tale se primește mântuirea. În baza cuvântului tău. Și noi credem. Dumnezeu vă crede pe cuvânt. Deși El vede ziua de mâine, El vede viitorul nostru. Dar alegerea care voi ați făcut-o acum, de ce trebuie să fiu botezat? De ce trebuie să fac lucrul acesta? Dacă crede în inima mea, îmi este de ajuns. Tâlharul a primit mântuirea fără să fie botezat. Unul din cei care erau alături de Domnul Isus pe cruce și ei erau răstigniți. Unul bajocorea și celălalt a spus, Păi omul ăsta e un om diferit de noi. Noi suntem pe cruce că merităm pedeapsa. Suntem tâlhari, oameni răi. Dar omul ăsta n-a făcut nimic. Ce a văzut tâlharul în omul de pe cruce de lângă el? A văzut un împărat. A privit dincolo de moarte. Și a spus omul acesta, de o putere care eu nu o am? Și auzi ce i spune? Când vei veni, până da, tu mori lângă mine aici și eu mor lângă tine. Ce cuvinte rostești? Ai urești pe cruce? Nu! Omul acesta, prin credință, a văzut că el este Mesia. Prorocit de toți prorocii. 4.000 de ani, 4.000 de ani, au vorbit mânați de Duhul lui Dumnezeu și vorbea despre unul care va veni să răscumpere lumea. Dar omul acesta trebuia să fie într-o casă împărătească. Acum e pe cruce în mine aici. Și se uita la el. Ăsta este Mesia. Când vei veni în împărăția ta, să-ți aduce aminte și de mine. Și auzi ce-i spune omul de pe cruce, cei doi de pe cruce răstecniți. Azi vei fi cu mine în apărăție. Pentru muribund care se stingea pe cruce, din a păcatelor lui murdar, Un om care merita pedeapsa. Prințul veșnicilor, împăratul împăraților, Îi spune: Azi vei fi cu mine în rai”. Sunt cuvinte celebre care au rămas pentru noi din dunghes, omului muribund, în necazul lui, în durerea lui. Și din pricina aceasta suntem datori, frați și sorori, să spunem oamenilor că este mântuire, este salvare. Când locuiam în România pe vremea regimului trecut, înainte de Revoluție, mai erau frați care primeau viza pentru America, așteptai mult, sau pentru alte țări din West mergeam cu corul sau un grup să-i conducem pe peronul gării din Timișoara, Gara de Nord, pe spre București sau cu trenul pe spre Austria, spre Switzerland sau spre Germania. Și cântam cântări de rămas bun. Cei ce rămâneam ei plângeau că se despărțesc din de nou, dar ei mergeau spre bine. Noi rămâneam la cartele, la mâncare cu porția, greutățile care le aveam în vremea aceea. De multe ori mă uitam la cei ce pleacă și mă gândeam, eu mă întorc acasă, ăsta ce-l așteaptă, domnule, cum arată țara aia, ce oameni sunt acolo, auzi? Și despărțirile acestea nu erau ușoare, mai ales dacă eram rude. Erau lacrimi, erau dureri. Unul mergea spre bine, ălălalt continua greutatea vieții care trebuia trăite pe meleagurile acelea. Astăzi, exact ca pe peronul gării. Sunt mulți tineri, băieți, fete, 16, 17, 18, 19 20 și mai mult, care nu sunt botezați. Apa este aici. Ca trenul care pleacă spre Germania, din comunism patru au biletele luate deja, au viza de plecare. Mă voi, care încă nu aveți viza, vreți să mai rămâneți pe la Morial? Ei vor pleca. Vreau să vă spun, într-un ceas, într-o clipă, va suna o trâmbiță ei nu merg într-o țară occidentală, unde e mai bine. Ei merg spre Dumnezeu cel veșnic. Spre cerurile lui Dumnezeu. Într-o zi va suna o trâmbiță, într-o clipă. Și va fi ziua plecării, a răpirii noastre spre cer. De voi fi subglie în ziua aceea. Biblia spune: De voi fi ars, carnea va fi nimicită de voi fi spulberat în vânt. La cuvântul lui se vor aduna toate moleculele. Și voi fi îmbrăcat într-un alt trup. Și mă voi întâlni cu Domnul în Văzduh, pe nord de slavă. N-ai vrea să fii și tu în ceasul acela sau strâmbița. Ea va suna. Va suna chemarea lor va suna chemarea noastră. Și sora care o văd aici cu ochii lăcrimați, mă gândesc că se uită în urmă și se uită spre viitor. Să nu se în rădește. Vine o zi a bucurii. Aici lacrimile vor continua, vei merge acasă. Vor fi dureri, cum spunea fratele, aș vrea să fiu, dar boala din trup nu mă lasă. Spunea dânsul, am să mă trăsc un kilometru să vin la adunare, să fiu și eu părtaș. Vor continua dureri, dar va veni o zi când nu vor mai fi dureri. Când trupul acesta va fi înghițit de un alt trup de slavă. Frații mei, Dumnezeu ne crede pe cuvânt. Uitându-ne spre cruce, unde s-a plătit prețul răscumpărării noastre, și ne treabă crezi că eu am murit pentru tine? Și pentru vina păcatului tău, eu am spus da, 54 de ani. Mai mai murdărit, că e cu neputință să mă duc o haină albă. Petrec păi trec mașini, stropez, plouă afară. du te cu un costum alb, mireasa, dacă plouă afară. Uitați-vă la o mireasă, să uite, bă, dar m-a udat, se vede în poză, pata aici. Ce să fac, domnule? Ține umbrela, dăm o perelină, fă ceva. Să rămâne haina albă. În alergarea aceasta, de acum va trebui să păziți, nu haina albă cu care să îmbrăcați, este doar un simbol. E vorba de faptele noastre de neprihănire. Să trăim în fiecare zi pentru slava Lui Dumnezeu. Să nu murdăresc, hai în aceasta. Biblia nu spune să fim rătăciți. Fiți oameni, asta vrea Dumnezeu. Pentru că păcatul ne-a murdărit așa de jos. Ne-a trântit, ne-a tăvălit prin doroaiele lumii. Exact ca un besiv, E un domn bine îmbrăcat cu școli la cap, 20-30 de ani de școală, beau la bar un pahar de whisky și de cu mașina în pom. Băi, omule, dar ai 30 de ani de școală, dar păcatul trăgește în pom. Îl murdărește, vorbește urât, în jură, dar nu ai alte cuvinte în vocabular. Dumnezeu vrea să lăsăm piața aceea murdară, să, să, trăim frumos ca în timpul zilei. Noaptea oamenii nu se văd murdari și nu se văd nici curați. Nu știi cum arăți pe haine, că e întuneric. I-a dat o dată un bilețel la un prieten și am scris ceva pe el, i-a scris numele lui. Am stins becul și zic, citește asta. Și da, dar nu văd. Bă, dar nu s-a scris mult, s-a scris două cuvinte. Și când am aprins becul și a văzut numele lui, numai numele lui era scris. Dar dacă e întuneric, nu vezi. Oamenilor le place să trăiască în întuneric ca să nu li se vadă? Cum spune Scriptura? Să nu li se vadă murdăria, păcatul. Dumnezeu ne-a chemat la lumină. Spunea o frate, aș vrea casa mea să mi-o fac toată din sticlă. Dar nu din aia să nu se vadă din afară. Să se vadă din afară înăuntru. Să vadă oamenii cum trăiesc. Cum trăiesc în casă, trăiesc și pe drum, trăiesc și în adunare, că e tare frumos. Când vinim la adunare, frumos, pioși, smeriți. Dar când ești în mașină, ce faci când ăsta stai calea? Ce faci când semaforul stă mai lung? Ce faci când un troc merge în speed și tu vrei să calci puțin mai tare? Deci, M-am înervat, eu sunt nervos. În pocăință nu, e, nu sunt nervoși. Ăștia dau o prioritate. Știți ce fac eu? Acum vă spun ce fac eu. Am fost și eu. Și am dorme. Dar trebuie să mă duc, trebuie să mă pocăiesc. Și spun, este un trot care merge în ce și nu pot să-l depășesc, nu pot nimic și mă grăbesc tare că trebuie să fiu acolo. O, Doamne, îți mulțumesc, nu știu de ce mă păzești. Dacă îl depășesc, poate să fie un accident în față, e o problemă, tu mă ții aici în spidul ăsta ca să nu ajung la locul ăla bad time, să ajung acolo. Tu mă păzești, mulțumesc, dau slavă Domnului și mă duc liniștit și el îmi pune că mulțumește că am rădare, auzi? Și se schimbă lucrurile. Dacă încep să claxonez și încep să mă nervez și sun la telefon și spun, băi, ce se întâmplă? Biblia vrea să fim fiți oameni. Când spui ripen, pocăit, toți oamenii se sperie. Nu, no, asta nu vreau. Dar în Biblie spune, fiți oameni. Să fii om, să fii gentleman. Asta vrea Dumnezeu, că e plină lumea. Și s-a murdărit rău de tot acum. Pe vremea lui Noe spune, fiecare făcea ce vrea. Pământul era plin de sâlnicie, auzi? E un cuvânt greu în Scriptură. Mă uit acum în vremea care noi trăim în secolul 21. Pământul este plin de sâlnicie. Dar Dumnezeu are un popor. Are oameni pe pământ. Are femei, are tineri. Îmi amintesc de un băiat vorbea cu o fată, o iubea foarte tare. Nepocăiți. Au venit la biserică. Au ascultat cuvântul amândoi și au mai venit încă o dată. Și apoi au venit la o seară de rugăciune. Dumnezeu i-a vorbit la amândoi. Și fata, când s-a terminat rugăciunea, i-a spus lui, am început să -i iubesc pe altul mai mult ca pe tine. Și el, foarte nervos, s-a uitat la ea. Dar în același timp și gelos. Care e ăla care e mai frumos ca mine? Ca tinere, s-a gândit. Și i am spus, nu, ești Frumos, ești bine, ești prietenul meu. Dar de o săptămână încoace am făcut cunoștință cu un altul, și mă duc cu el, chiar dacă te pierd pe tine. Dacă vrei să mai rămâi cu mine, gândește-te la ce ai auzit zilele acestea când am, cât am fost la pocăință. Și el a întrebat, tu vrei, tu vrei să te pocăiești? Și a spus, da, îl iubesc pe Isus, mai mult ca pe tine și mai mult ca orice. Și el a spus, dar părinții tăi nu vor fi de acord și te vor dezmoșteni. Și a spus, nu cotează, chiar dacă voi rămâne singur, rămân cu el. A luat botezul. Și în ziua botezului, el era în adunare, pe al doilea rând, în spate. Numai doi frați știau de -n adunare problema lor. Și când a intrat în apă și a, a început să o întrebe mărturisirea ei de credință, s-a auzit o strigare în adunare. Stop, stop opriți-vă! Și fratele s-a uitat, o biserică mare. S-a ridicat un tânăr. Și a spus așa, chiar dacă nu te vei mărita cu mine, dar mă duc și eu cu Isus. Nu știa biserica. numai doi știau povestea lor. Și a venit și a intrat în apă în bazin și frații se uitau, cine ești, cum te cheamă, ce se întâmplă. Am să vă spun la urmă și eu spus ei, chiar dacă nu ne căsătorim, mă duc și eu cu el, vreau și eu să iau botezul împreună cu tine. Îți căsătoriți, au copii, au nepoți, au trăit o viață frumoasă dar hotărârea lor a fost deci, decisivă. N-a fost ușor. Frați și sorori, viața de pocăință, de trăire cu Dumnezeu, nu e ușoară, dar e frumoasă și are un final glorios. Lucrăm pentru o pensie. Și ne bucurăm la bătrânețe să avem niște beneficii care ne le dau cei care le-am slujit, care, pentru care am lucrat. Ei dar pocăința și trăirea cu Dumnezeu. Pensele noastre pălesc, valorile noastre pălesc față de ceea ce Dumnezeu a pregătit pentru noi. Și îmi place mult Chiar dacă mor sărac, chiar dacă mor flămând, nu mă las de cel care a plătit prețul răscumpărării. Indiferent ce se va întâmpla, mă așteaptă un loc, am o casă, am o țară. Când am murit, mă așteaptă cineva dincolo, nu mă duc în nowhere, nu știu unde mă duc. Mă duc mă așteaptă cineva, Spuneam la un domn, odată pe avion, el a scos o cutioară mică, așa, care se ține un ceas, ca o bijuterie. Era lângă mine, soția lui era la geam. Și-o scos -o și eu m-am uitat ce are, ce bijuterie are. Și-o scos o omuletă, așa, ca un hopa medic, în românesc. O, o, o figurină a scos. Și-o pus -o pe o batistă albă, pe o tras masa de la avion acolo, o deschis, o pus-o și a început să se pregătească de închinare. Și eu am vrut să-i spun ceva așa. Domnul Badr, am lăsat, s-a închinat, se ruga la Dumnezeu ăla. Când a terminat, am întrebat, domnule, ce e asta? Deci ăsta e Dumnezeu o părinților mei, e Dumnezeu meu și am nevoie de ajutor. Sunt într-o misiune în America, la o conferință și am nevoie de ajutor și m-am rugat. Și mă treabă el, dar Dumnezeu tău cum arată? El avea așa o figurină mică și spun, uite de pe geam, era un asfințit frumos afară, frumos, se uita pe geamul avionului, zic, vezi, de sunset, cum arată frumos, Dumnezeu meu a creat Universul, El mă duce pe mine, nu eu îl duc pe El, a miei mare, dar cum -i? Și am început să-i spun, când am ajuns în aeroport, ne-am dat jos el a spus, domnule, îți dau business card. Era CEO, era președintele Universității din Kabul, profesor, doctor, universitar. Și a spus, domnule, îngenuchez aici. fă cunoștință cu Dumnezeu tău. Am nevoie de Dumnezeu tău. Mi-era rușine în aeroport când el a îngenucheat cu doamna, și mi a spus să mă rog pentru el. Niciodată n-am avut o situație de felul ăsta. Omul ăsta vroia Dumnezeu meu. Avea nevoie de el, avea nevoie de ajutorul lui. Și a spus, sună-mă când vrei. Pe vremea aia erau probleme în Kabul, în Afganistan și nu... Situația era așa cu mâini. Mă sun, te aștept în aeroport, să vii, să le spui la neamul meu de Dumnezeu care tu L-ai. N-am ajuns încă. Ne-am despărțit, ne-am îmbrățișat și aș nu să nu uiți ce ți-am spus. Dumnezeu care a creat cerul și pământul te duce pe tine, te poartă. Brațele lui țin popoare, țin pământul, țin universul, galaxii care merg la o precizie fantastică. Sunt legi cosmice și Dumnezeu o da și legi pe pământ. Să nu minți, să nu furi, să nu curvești, să trăiești frumos. Să nu-ți fie rușine când mergi pe stradă. Problema este, e frumoasă sărbătoarea. Sunt frumoase hotărârile și mărturisirile voastre. Dar înainte de botez și după botez, mai ales după botez, se întâmplă ceva. Noi numim born again, născut din nou ce se face acum. Deci ești creștin, dar de care ești? Născut din nou sau nenăscut din nou? că se mulți creștini. Dumnezeu vorbește în Scriptură despre nașterea din nou. Și este o perioadă a copelării noastre când bebile creștini trebuie ajutat să meargă, să vorbească. Să știți, după ce se ieși din apă, nu se rămân ierbi acolo. Nu? Zice, băi, am așa un habe scrit, știi tu ce scrii pe iPhone, da? La o prietenă de-a sau la un prieten, boi, ai de nou. Ok? Nu ai, e bun că ai dar va veni vremea să ai, ok? Sau te tu la o poză, nu, se, nu rămâne asta acolo. Nu rămâne. Oi intrat unul în apa botezului odată, eram în râu, și botezat, și s-au terminat e, lista celor a candidaților. Și am întrebat dacă mai este unul, mai vine unul. O dată am întrebat, a doua oară, a treia oară, zic, hai să mai întreb încă o dată. Și deodată văd unul că își lasă haina jos, vine în t-shirt, în blugi, intră în apă și când intrată în apă, eu ieșit pachetul de țigări din buzunări. Și, și el de zice să se Nu, lasă, lasă-l să se ducă pe apă. Dă-i De ce ai venit în apă? vreau să fiu botezat. Și dacă crezi că Domnul Iisus a murit și pentru tine, da, și l-a botezat. Și o bătrânică pe mal mă așteaptă, că am ieșit din apă, plângea, sunt în vizită din România. Zice, frate, ăsta care l-ai botezat ultimul, vorbește cu fata mea. Am pus un semn ieri. Dacă mâine va lua botezul, o las pe fata mea să se căsătorească cu el. Nu era înscris la botez, nu era nimic. O veni și el ca să vadă un botez la păcăiți. Deși Deci mulțumesc că l-ai botezat, dar ai văzut țigările, ori nu, nu o să mai fumeze, îmi spunea. Zic, nu, le-a luat apa, s-a dus. Vreau să vă spun, au trecut ani de zile. Au copii, sunt membri la fratele lui Gimețoi. E o familie binecuvântată. Au servicii bune. Când mă întâlnesc cu el, totdeauna spune, frate, îți mulțumesc că ai avut încredere, puteai să mă, mă respingi când ai, când ai văzut țigările. Deci niciodată n-am mai pus țigara în gură de atunci, nici nu ne-a mai venit poftă să mai... Pentru că Dumnezeu face minuni! Amin. Și astăzi Dumnezeu face e același Dumnezeu! Amin. Și acum în câteva minute vreau să vorbesc ceea ce Domnul mi-a pus pe inimă aseară. Când am mers acasă, m-a rugat Domnul și a spus, Doamne, dă un cuvânt pentru azi! Și mi-a dat un cuvânt scurt, va fi pentru voi. Despre atacurile îndoielii, îndoiala, atacă foarte tare, înainte de botez, dar după botez mai tare. Dar se merită. Ce e îndoiala? Ce e îndoiala? Și la noi toți vine îndoiala, să știți. Că noi nu l-am văzut pe Dumnezeu, noi credem în ceea ce nu vedem. Curentul nu-l vezi, dar îi simți puterea. Pune mișcare, mașinării. Sunt multe lucruri care nu se văd, dar există. Oxigen, hidrogen, nu-l văd, dar îl respir, e aerul. Fără el am murit. Ei, ce e îndoiala? Să vedem ce e îndoiala. Îndoiala e o, o dilemă. Deci nu știu ce să fac. E îndoială. O nehotărire e îndoială. O frământare a sufletului, a vieții e o îndoială. O încurcătură a lucrurilor egal îndoială. O delăsare, dacă vrei, e îndoială. Și lista continuă. Ei, toate acestea nu rămân în apă. Ele vor avea un flux mai tare, mai puternic în viața mea. Dar de ce să nu fac? dar de ce să nu trăiesc? Dar de ce să nu vorbesc? Și totdeauna vor fi un meeting în mintea mea. Și va trebui să iau hotărâri. Îndoiala e foarte periculoasă. Foarte periculoasă. Dar vreau să vă spun ceva, voi patru, care, și noi toți, în dimineața aceasta. În cuvântul care a fost citit în dimineața aceasta, auziți ce spune. Iisus s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și a zis, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Toată puterea o are Domnul care a făcut legământ cu el. Când vine îndoiala, mă duc la el. Tu ai putere să faci un discernământ bun în hotărârea care o iau. Să scap din îndoiala aceasta. Sfinții înaintașii noștri au trecut prin îndoieli. Iosif, Daniel, David, toți sfinții a Vechiului Testament, când citim viețile lor, au trecut în pasuri de îndoială. Știți de ce au ajuns în norul de martor? Că au trecut biruitori. Au învins îndoiala. E un dușman periculos. Nu se vede. Stai pe bancă și te uiți. Eu nu văd tu crezi, nu crezi, te îndoiești, e o bătălie în mintea ta. Dar văd că duminică nu mai ești la adunare. Înseamnă că îndoiala te a biruit. S-a întâmplat ceva. Doresc din toată inima, voi patru, să rămâneți tari în Hristos. Dumnezeul nostru, toată puterea i s-a dat Domnului Isus, în cer și pe pământ. Avem un notar lângă mine. Am un notar. A venit îndoiala, nu mă las stau cu el, ce zici? Aveam un prieten din Iordania, de mult, cred că vreo 40 de ani, o venit în vizită în România și ne povestea el ca și creștin nu puteai să vorbești mult de creștin într-o sară muslimă. Și-a luat un taxi și când s-a oprit, taximetrisul s-a dat jos și el a început să vorbească, zice, deci vorbeam cu Domnul. Zice, deci, unde vrei să stai? Sovietatea asimilatistului e drogată, ăsta e beat. ce-i cu ăsta? Dar nu a spus nimic. Și zice, unde vrei să stai, în față sau în spate? Deci, oh, în spate stai cu mine? Da, ok. Îl deschizi ușa și poftiți. Dar nu era nimeni, era numai el. tata asimilatistului, ce să fac cu ăsta? Și-a început să vorbească în spate cu unul nevăzut. Deci ce, ce zici? Mă duc în, la adresa cu tare, cum să facem acolo? O, da, așa vrei? Se uita în, în oglindă, de spunea ăsta. Se uita la mine. Și îi spun lui ăsta nevăzut, zice, șoferul se uită la noi, nu, nu înțelege ce. Trebuie să o mai tare și-o tras pe dreapta. Deci, domnule, ești ok? Da. Dar cu cine vorbești? De când m-am întâlnit cu Dumnezeu, Fiul Lui este cu mine, e Domnul Isus. într-o țară muslimă, se spune la un musulman, și e cu tine, da. Dacă e cu tine și e Dumnezeu, spune, întreabă situația mea de acasă, dacă o cunoști. Și Dumnezeu îi descoperi. Soția ta e bolnavă în spital. Ai o fată care o mânuță, e ciunt. Și tu ai un necaz și o povar. Omul ăsta tras pe dreapta, s-a prăbușit, o spus. Și zice, domnule, așa îi ce Dumnezeu, cum arată Isus ăsta a creștinilor? Și eu spun simplu, uite, asta e. A fost botezat, l-a primit pe Domnul, pentru că Domnul cunoaște situațiile noastre. Toată puterea a fost dată în cer și pe pământ. Când vine îndoiala, să stați cu Domnul. Iisus este cu noi. Asta e siguranța. Apoi, nu suntem singuri. Duhul Sfânt este cu noi. Apoi, biserica, uitați-vă că sunt aici. Merg la un frate, frate Iosif, a venit în doiala. Și a zis, păi hai să ne rugăm să plece. Că pleacă. Face o rugăciune, când o cântare și vezi că apare din nou curaj să merge înainte. Pentru că îndoiala este foarte... Și va veni negreșit, să știți. A venit și la noi și mai vine. Ok? Dar de partea noastră sunt cei mai mulți. Și Domnul ne-a chemat să ne dea izbând de biruință. Și mă rog din toată inima, Domnul să vă ajute să biruiți îndoiala. Vă spune, m-am botezat, dar uite, lucrurile nu merg bine, a crezut că vor merge bine, e îndoiala. Întârzerea, asta nu înseamnă întârzerea că nu vine, e doar întârzere. El va veni la vremea lui, să știți. El are ceasul lui, vremea lui și Dumnezeu nu greșește niciodată. Va veni la vreme potrivită, mări să fie Domnul. Să luptați, să stați tari în îndoială. Și Domnul să vă ajute până la capăt. Mă opresc și dorim ca în ziua veșniciei să ne vedem acolo. Am făcut o poză cu el și eram lângă băiatul ăsta frumos. Și a spus, băi, să ai grijă să nu te lași că am făcut o poză cu tine, vreau să te văd acolo. Și el zice, ai promis, mă lupt. Îmi plac și de oameni ăștia curajos care merg înainte. Și dacă mai este cineva în sală, un băiat, o fată, apă, este botezătorii să aici, haine sunt încă, dacă nu, luăm o haină de lor. Și dacă se potrivește size și merge înainte, nu pierde ocazia aceasta. E o zi frumoasă de vară la Montreal. Nu știm ziua de mâine. Am avut un coleg de servici, l-am dus la adunare, au ascultat Evanghelia și fratele Codreanu au rătat cu mâna spre geam unde era el și au spus, tu care ești acolo, apară la geam, e ultima ta chemare, hotărăște-te în seara asta. Și el a spus, duminică. A ieșit din în adunare, la intersecție a lovit o mașină, l-a lovit o mașină și a murit. N-a mai fost o altă zi dacă se hotăra în seara aia, era seara lui. De-aia zic, ziua aceasta e o zi de har, când am prins ușa deschisă, când pot să ne urcăm în trenul care duce spre cer, încă se mai vând bilete. Biletul este credința, doar atât. Și Domnul să ne binecuvintează pe toți, ca în ziua veșniciei să ne vedem cu ei și cu voi care nu sunteți botezat. Dacă vă veți boteza Domnul Iisus, să vă binecuvinteze pe toți. Amin.